Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Discutăm în această seară despre sărăcie. Unul din cinci români, spune un document guvernamental, trăiește în sărăcie sau este în pericol de a ajunge în această zonă, ceea ce înseamnă aproape 5 milioane din populația țării. Și în același timp este cunoscut faptul că în foarte multe documente statistice legate de sărăcie, regiunea de nord-est a României este considerată cea mai săracă dintre regiunile din țară, și nu doar din țară, ci chiar din Uniunea Europeană. Încercăm să intrăm în detalii în legătură cu acest document, această strategie a guvernului privind incluziunea socială și reducerea sărăciei până în 2020. Documentul își propune, sau ministerul din guvern își propune, să reducă numărul cu 400.000, numărul de persoanelor sărace. Încercăm să discutăm și să intrăm și în amănunte în această seară împreună cu Gabriela Grama, reprezentant al World Vision România. Bună seara, bine ați venit! Și împreună cu profesorul de sociologie Ștefan Cojocaru, reprezentant al Fundației Holt. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Vreau să vă întreb în primul rând dacă mai știți de astfel de proiecte pe care să le fi făcut ministere ale guvernelor și dacă cumva s-au pus în practică. Mai sunt și alte strategii care vizează de diferite categorii de populații vulnerabile. De exemplu, este strategia de educație a părinților, care nu s-a pus deloc în practică. De ce? Eu, ca un comentariu general vis-a-vis de această strategie, pot să remarc documentarea statistică excelentă. Deci are o bază statistică foarte bună, dar atunci când se ajunge la operaționalizarea indicatorilor, e pur și simplu ideologie, adică nu sunt lucruri practice propuse pentru 2020. Aș vrea să începem cu, sau să vă propun să începem cu o imagine care să ne reprezinte tuturor, să ne reprezentăm cu toții, ce înseamnă sărăcia, care sunt indicatorii, așa cum ați spus dumneavoastră? Sunt mai mulți indicatori care sunt folosiți pentru calculul sărăciei, dar cel mai utilizat este cel de sărăcie relativă, care se referă la procent, adică e vorba de adulții care au sub 60% din venitul mediu, ceea ce înseamnă că nu își pot asigura, să spunem, cheltuielile de bază. Ăsta este indicatorul folosit și la nivelul comunității europene, a tuturor statelor din Europa. Adică cei care au mai puțin de 60% din venitul mediu, nu mediu, din venitul mic. Da, e considerată o persoană săracă. Lucrurile se nuanțează în momentul în care apare al doilea adult în familie, pentru că ponderea este diferită, și atunci când este calculat la nivelul copilului, cu atât este mai ponderat. Adică dacă avem, de exemplu, o familie în care sunt doi adulți care au venitul minim pe economie, da, și un copil, ei sunt în această situație. Da, sunt în această, chiar dacă au venit de sărăcie relativă, da. Și deci vorbim cu totul de 5 milioane de locuitori. Cum este? E mult? La o populație la cât e România, e foarte mult. De ce? Pentru că, pe de o parte, trebuie să raportăm la nivelul populației. Iar această pondere, să spunem, a populației sărace este repartizată diferit în funcție de categorii, de vârstă. De exemplu, populația vârstnică acum, în 2014, nu este mai săracă decât populația tânără sau decât copiii din România. Dar 4 milioane și ceva de persoane care trăiesc în sărăcie e un procent foarte mare la nivelul populației. Dacă luăm ca date statistice, spunem 20 de milioane de locuitori în medie care trăiesc în România. Așa, astfel se privește sărăcia, să spunem, în mod științific aproape, da, când se fac rapoarte. Cum o vedeți dumneavoastră atunci când mergeți în teren, în județ, în Iași, în Vaslui, în... Da, Fundația World Vision România lucrează în principal exact pentru acest lucru, să elimine sărăcia. Cum facem acest lucru? Prin programe de dezvoltare comunitară. Cum ne dăm seama care este sărăcia din mediul rural? Ei bine, chiar în anul 2014 am desfășurat un studiu, primul de acest fel în mediul rural, prin care am operaționalizat sărăcia copilului.
Și atunci, desigur că există multe valențe care compun acest tablou foarte complex. Am aflat lucruri destul de dureroase pentru o Românie care, paradoxal, se află în Uniunea Europeană, dar care în același timp are județul Vaslui, un județ despre care știm cu toții că este cel mai sărac județ din Europa. Așadar, studiul nostru a arătat că unul din 8 copii merge flămând noaptea. Am mai aflat că unul din 5 copii cu vârsta între 0 și 5 ani nu a fost la medic în ultimul an și 50% dintre acești copii au avut boli respiratorii, boli care cauzează moartea. Am aflat că 2,3% dintre familii au copii care în ultimul an au abandonat școala. Am aflat că unul din 5 copii trebuie să muncească în gospodărie înainte sau după școală, iar unul din 8 copii absentează pentru că trebuie să muncească în gospodărie. Că un copil parcurge în medie 35 de minute pe jos pentru a ajunge la școală, că unii dintre ei parcurg chiar și o oră pentru a ajunge la școală, că unul din 13 copii a fumat, unul din 8 copii a consumat alcool, iar 19% dintre aceștia au consumat alcool cel puțin o dată pe săptămână. 16% dintre părinți consideră că uneori este bine să-ți bați copilul pentru a-l educa, iar ceea ce a finalizat seria procentelor noastre este că 89% dintre deciziile care se iau în comunitate nu țin cont de părerea copiilor. Cifre care reflectă și care ar trebui să ne pună pe gânduri mult mai des decât apar astfel de strategii ale ministerelor, ale guvernului. E vorba de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cel care a pus pe site această strategie națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru următorii 7 ani. De unde trebuie să pornim, din punctul dumneavoastră de vedere? Cred că noi luptăm cu chimerele. De obicei, retorica de după 1990 a fost focalizată pe o logică a deficienței, adică să ne concentrăm să reducem sărăcia. De atât de 20 de ani adică au fost enorm de multe strategii, comisii ministeriale, guvernamentale care s-au focalizat pe reducerea sărăciei. Din punctul meu de vedere, cred că chiar politicile publice ar trebui să se concentreze foarte mult pe dezvoltarea bunăstării. Pentru că în momentul în care dezvolți nivelul de trai, automat sărăcia se reduce. Pentru că, dacă vă aduceți aminte de Maica Tereza, spunea la un moment dat să nu mă chemați niciodată să lupt împotriva războiului. Pentru că a lupta împotriva războiului înseamnă, de fapt, a-l menține. Paradigma aceasta a deficienței înseamnă că te focalizezi pe o problemă, iar cercetările demonstrează că atunci când faci acest lucru, problema există în continuare. Deci ea nu dispare. Dacă analizăm câți bani au fost alocați serviciilor sociale din România, fonduri guvernamentale, fonduri externe, ar trebui ca toată România să fie bogată în România, în țara noastră, toată populația. Nu se întâmplă acest lucru. De ce? Pentru că perspectiva din care abordăm această tematică este păguboasă. Pentru că ne orientăm întotdeauna pe probleme și încercăm să le rezolvăm. Din perspectivele, și observăm acest lucru chiar la nivelul retoricii Comisiei Europene. Dacă până acum 5-6 ani vorbea de reducerea abandonului școlar, acum se folosește sintagma creșterea participării școlare. Se vorbea de reducerea sărăciei, acum se vorbește de creșterea incluziunii sociale, adică, de exemplu, strategia, cum se numește acum, incluziunea socială și reducerea sărăciei, dacă s-ar fi oprit la creșterea incluziunii sociale, cred că ar fi avut alte accente în cadrul acestui document. Cu toate că sunt foarte multe accente foarte bune în strategie. Și multe cifre. Până la urmă e bine că se pleacă de la cifre. Se pleacă de la cifre, adică e una dintre strategiile pe care le-am văzut în domeniul social. Ea ar trebui, de fapt, să fie o strategie intersectorială, să cuprindă și educația și sănătatea, adică nu focalizată numai pe Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Dar e una dintre strategiile pe care le-am văzut eu elaborate în România, care au o documentare statistică foarte riguroasă. Iar asta reprezintă un punct de plecare foarte, foarte important, pentru că deseori se realizează strategii la nivel guvernamental, la nivel local, dar fără a ține cont de realitățile din mediul asupra căruia tu vrei să intervii.
De ce credeți că zonele sărace, sau care sunt explicațiile pe care le aveți fiecare după, dintre dumneavoastră, după experiența pe care o aveți, pentru care zonele sărace rămân în continuare zone sărace, pentru care județul Vaslui este considerat sărac, județul Botoșani la fel, regiunea întreagă este considerată cea mai săracă? Pentru și că nu scăpăm de această logică. Adică ne menținem în această logică generată de mentalitatea zonei. Pentru că, de exemplu, dacă vrei să dezvolți o zonă, trebuie să ai o infrastructură foarte bună. Știu că pare o discuție așa lăturalnică. La drumuri, la autostradă. La apă, la... De exemplu, dacă mergi în Ardeal, în următorii 2 ani vor fi discrepanțe atât de mari între Ardeal și Moldova, nu o să ne vină să credem. De ce? Pentru că urmează să facă joncțiunile între părțile de autostradă. Acolo se vor opri investițiile, acolo se vor... Deci lumea actuală este o lume foarte dinamică. Ori în momentul în care nu ai investiții, nu atragi investitori. Neavând locuri de muncă, poți să oferi oricâte ajutoare sociale, indiferent cum le-ai numi, nu dezvolți o anumită zonă. Gabriela Gram, aceeași da, din provocare. Punctul nostru de vedere, observăm că familiile pentru care lucrăm, în general, părinții au o educație precară, până la 2, 3, 4 clase, și atunci așteptările lor din partea copiilor sunt la fel de limitate. Pe de altă parte, marea problemă despre care cred că știm cu toții este acel venit minim garantat și alocația copiilor. Este o întreagă discuție și ideologizată aproape. Lipsa lor de interes, de a munci, de a prospera, de a găsi alte surse de venit, de a progresa financiar într-un fel sau altul, e întotdeauna manifestată. Noi încercăm prin proiecte de dezvoltare economică și mai nou, prin proiecte de securitate alimentară, pentru că am ajuns la concluzia că proiectele de dezvoltare economică în primă fază nu fac decât să satisfacă această dorință de a asigura hrana de bază a familiilor. Prin proiectele de acest gen încercăm să dezmorțim cumva aceste familii, să visul nostru desigur este ca ele să se dezvolte până la a transforma gospodăriile în mici afaceri, să devină mici producători de miere de albine sau alte produse tradiționale. Până în prezent am mai vorbit despre proiectul Apicol și un proiect de scoatere a fermierilor din sărăcie. Produsele acestora au intrat până la urmă în consumul propriei gospodării și au fost o hrană pentru copiii lor. Și atunci noi am venit cu alte două proiecte, un proiect de creștere a caprelor, care nu țintește către dezvoltarea unor afaceri, ci sunt donații pe care noi le-am făcut doar pentru a ne asigura că aceștia au o hrană zi de zi. Un alt proiect pe care sperăm să-l avem în implementare în perioada următoare este un proiect de donație de iepuri. Vom dona iepuri ca aceștia să consume carne de iepuri. Cum alegeți familiile? Sau fac parte din familiile în acest caz, da, al creșterii caprelor și al donației de iepuri sunt familii foarte vulnerabile. Alegem dintre cele mai vulnerabile cu mulți copii care nu au surse de venit și care au nevoie de această donație pentru a-și asigura hrană de zi cu zi. Și vreau să precizez că aceste două proiecte sunt cam singulare în România, cel puțin din punct de vedere al Fundației World Vision România. Ele sunt finanțate din străinătate, iar organizația World Vision International mai acordă astfel de proiecte și astfel de finanțări pentru țări foarte sărace din Africa. Populația vulnerabilă, așa cum este definită chiar de acest document, include grupuri care sunt excluse de pe piața forței de muncă, din sistemul de educație, sănătate, locuințe și alte servicii. Dacă sunt excluse de la aceste lucruri, e clar că e aproape imposibil să evolueze. Ele nu sunt vulnerabile, ci sunt chiar marginalizate. Exact. Adică au trecut de granița vulnerabilității. Și acum, da, eu apreciez foarte mult proiectele acestea de dezvoltare comunitară și mi-aduc aminte de un proiect mai vechi al organizației World Vision, care... prin care se susțineau familiile cu probleme în a organiza câte un solariu. Și erau obligați ca următorul an să dea altor familii alese de organizație. Și a fost interesant, pentru că o întreagă comunitate a ajuns să facă acest lucru, inclusiv cei gospodari. Pentru că
spuneau cum celălalt de la vecinul are și eu nu, și s-a dezvoltat. Bun, au fost și alte proiecte, de exemplu, știu mai foarte bine activitatea organizației cu scroafele americane, pe care la un moment dat s-au cuplat cu porcii românești. Așa. Și n-a mai ieșit nimic, pentru că unele dintre familii chiar au sacrificat scroafa când au primit-o în donație. Adică noi avem nevoie, dincolo de forma aceasta de sprijin, avem nevoie de foarte multă asistență educațională pentru familie. Adică o țară dezvoltată este o țară care investește în educație. Vreau să vă întreb, este mai curând un domeniu în care este mai eficient sectorul ONG, sectorul asociațiilor, decât statul? Sunt discuții legate de această, să spunem, balansare, și chiar în strategie este trecută contractarea serviciilor sociale. Se discută de foarte mulți ani legat de contractare, dar până acum n-au fost făcuți pași importanți în această direcție. De exemplu, ca să vă dau un exemplu, în Belgia 95% din bugetul serviciilor sociale este administrat de ONG-uri. De ce? Sunt mici, flexibile, se adaptează la nevoile persoanelor pentru care lucrează, și atunci e o formă mai flexibilă inclusiv din punct de vedere administrativ. Adică instituțiile statului doar monitorizează, evaluează, apreciază activitatea și rezultatele pe care le au aceste organizații. Cum apreciați în general că preferă oamenii la care mergeți? Preferă venit minim garantat? Preferă asistență socială sau preferă să continue un proiect pe drumul căruia, pe drumul pe care îl... Da, eu observ îl și... Îl propune fundația. De exemplu, cel cu caprele, cel cu mierea de albine și așa mai departe. Iepuri. Da, deschidere există. Oamenii vor să învețe. E evident faptul că își doresc o schimbare și se bucură atunci când intră cineva în comunitatea lor și le propune astfel de lucruri. Sunt unii dintre ei extrem de conștiincioși și renunță la anumite lucruri pe care și le permiteau înainte, doar ca să-și dezvolte mai departe afacerea pe care au putut să o înceapă cu ajutorul nostru. E într-adevăr o portiță pentru ei. Cred că acest lucru se datorează și faptului că specialiștii Fundației World Vision România au o altă abordare, mult mai apropiată, mult mai specifică oarecum sectorului ONG. Nu le este teamă să intre în casa acestor oameni, să le asculte problemele, să le explice care sunt câștigurile pe termen lung dacă se vor angaja la un astfel de proiect, și atunci bineînțeles că lucrurile se derulează altfel. Și în proiect există, în acest proiect de pe site al Ministerului, există crearea locurilor de muncă printre priorități, lucru care ar trebui să conducă la ce spuneați dumneavoastră la început, că... Nu mi-am dat seama cum vor face acest lucru, condiții. Pentru că nu este precizat în strategie. Nu este precizat cu, e adevărat, cu suficiente detalii, e destul de... Iar cele 400 general. De mii de persoane care vor fi scoase din sărăcie, e un calcul făcut cu dezvoltarea maximă, dezvoltarea economică maximă, care nu ia suficient de bine în atenție faptul că populația României va scădea cu 1% până în 2020, 13% din populația activă va ieși și va intra în perioada de pensionare, iar numărul pensionarilor va crește cu 13%. Adică asta este doar un fragment, pentru că dacă ne uităm pe următorii 20 de ani, la vârsta pensionării noastre, 67% din populația României va fi inactivă. Iar datele, ca să vă completez, datele din această strategie arată că zona rurală este cea mai vulnerabilă dintre toate. E adevărat. Copiii din zona rurală, de asemenea, unul din doi are probleme. Unul din doi. Trăiește în sărăcie. Da. 50%. Și sărăcia este acompaniată, exact cum ați subliniat și dumneavoastră, de neparticipare școlară, condiții precare de educație, 35 de minute pe jos. Acces limitat la servicii medicale de bază. De bază, da. Adică eu cred că toate proiectele europene în următoarea perioadă ar trebui să concentreze, de fapt, dinspre mediul rural, dinspre grupurile vulnerabile, spre mediul urban. Adică acolo ar trebui să fie pus accentul. Pentru că chiar, de exemplu, cea mai săracă populație este populația care trăiește din ceea ce lucrează în gospodărie.
chiar dacă are venit minim garantat. 33% din populația respectivă, populația care primește venit minim garantat, este foarte săracă. Dar ceea ce face strategia, un lucru de fapt care mie mi-a plăcut foarte mult, faptul că unifică venitul minim garantat cu sprijinul pentru încălzirea locuinței, cu alocațiile suplimentare, unifică într-un singur concept care se numește venitul minim pentru incluziune. De fapt, se schimbă un pic paradigma de abordare, iar acest venit nu va fi condiționat de muncă. Adică cineva care muncește nu va mai primi venitul respectiv. Vor fi alte forme, din câte mi-am dat seama, alte forme de sprijin, astfel încât să încurajeze munca. De exemplu, în Suedia, persoanele care se deplasează în altă localitate pentru a munci, la sfârșitul anului, primesc o parte din cheltuielile de transport, chiar dacă sunt angajați. Primesc înapoi de la stat. Sunt anumite calculele care se fac astfel încât să compenseze, să spunem. Și acest lucru ar urma să se întâmple și în... Eu așa îl văd. Nu știu, din planul de acțiune nu mi-am dat seama că asta se va întâmpla. Pentru că, din punctul meu de vedere, și am lucrat la strategii chiar pentru unele state din jurul nostru, erau câteva lucruri esențiale într-o strategie. Operaționalizarea conceptelor, indicatori foarte clari, măsurabile, adică câte, de exemplu, la un moment dat spune dezvoltarea serviciilor sociale. Să nu fie afirmații generale. Ce servicii vreau eu să dezvolt? Câte vor fi? Cum câți beneficiari vor fi încadrați în aceste servicii sociale până în 2020? Iar în plus, orice strategie ar trebui să fie acompaniată de o analiză de costuri, astfel încât în momentul în care se aprobă strategia, ea să aibă deja alocate resurse până în 2020. Intrăm în dialog și cu Vasile Ernu, eseist și cunoscut activist social. Bună seara, domnule Ernu. Bună seara. Discutăm despre această problemă a sărăciei pe care dumneavoastră ați abordat-o deseori. Vorbim despre strategia națională care privește incluziunea socială și reducerea sărăciei în această perioadă, următorii 7 ani. De către minister. Și ne uităm pe cifre. Cifrele sunt îngrijorătoare, dar propunerea cu care vine ministerul este aceea de a diminua numărul, de a micșora numărul persoanelor aflate în sărăcie cu 400.000 în 7 ani. Cum vi se pare? În primul rând este salutar că în sfârșit se discută această problemă, pentru că a fost una dintre marile noastre probleme, care a fost puse sub preș cam de toate guvernările de până acum. Chiar și în ultimele alegeri, pe mine m-au uimit enorm de mult că ultimii doi candidați nu atingeau decât întreagăt această temă. Faptul că acum s-a pus această problemă, mai ales că avem niște date statistice care ne îngrijorează, mi se pare un lucru extraordinar. Acum, cum se va face acest lucru? E o altă discuție, dar mie mi se pare salutar faptul că se pune în discuție, începe să analizeze și probabil va trebui să vină niște reacții dinspre ceea ce numim tradițional societate civilă, grupuri de oameni care sunt specialiști pe acest domeniu, ca să vină cu niște soluții. Dar nu-mi dau seama în acest moment, abia acum studiem problema că vrem să facem o dezbatere pe tema respectivă, dacă această cifră este realistă, este suficientă, este prea mică, prea mare. Dar, la care cifră vă referiți? La 400.000 micșorare sau la 1 din 5 români trăiesc în sărăcie? La care? 1 din 5 români trăiesc în sărăcie lucie, 2 practic trăiesc în sărăcie. 2 din 5. 2 din 5, da. Iar cifra de 400.000, nici nu știu, în 7 ani mi se pare puțin, dar mă rog, e bine că să discute și să vedem cum va avea loc, cum se va desfășura acest program, proiect. Cum definiți dumneavoastră? Care e diferența dintre sărăcie și sărăcie lucie? Aici nici nu este foarte clar încă cum e definită. Cel puțin nu mi-am dat seama exact cum o definesc, documentele sau, cei care au făcut analiza acest lucru, domeniu. Însă este evident că cei dintre sărăcie luce și sărăcie este o marjă foarte apropiată, adică vorbește despre la limita sărăciei sau în o zonă în care poți foarte ușor cădea.
deocamdată nu este foarte clar această diferență, dar aici trebuie să vorbim de cifre despre accesul la muncă, accesul la educație, tipul de muncă pe care pot să presteze cei în cauză și mai departe. Vreau să mai întreb un lucru, apropo de accesul la muncă. Atunci când cineva are acces la muncă, este sărac, dar nu vrea să meargă la un loc de muncă, îl refuză, cum caracterizăm astfel de situații? În presa română s-a scris foarte mult în ultima perioadă despre aceste ipotetice locuri de muncă, unele chiar exact, mai ales în, parcă în zona Bucovinei sau în zona Botoșanului, au fost date exemple și am mai fost date câteva exemple din țară. Însă, mi se pare că sunt foarte prost documentate și din presa speculează prea mult, pentru că e clar că în spate sunt cu totul alt tip de cauze, când oamenii, să zicem, nu vor sau nu vor să meargă la muncă și mai departe, mi se pare că e o problemă falsă. Acolo e clar că sunt niște cauze, e clar că există un anumit tip de cultură care s-a dezvoltat ultimii 20 de ani, un anumit tip de coerență a grupurilor sociale care trăiesc acolo și mai departe. Deci problemele astea trebuie să analizate și găsite niște soluții, pentru că în mod normal, aceeași comunitate pusă într-un alt context, vedem că oferă muncă de calitate, oferă muncă destul de eficientă și mai departe. Dacă ne uităm la grupurile din aceeași zonă care lucrează în Italia sau în Spania, vedeți că oamenii prestează destul de multă muncă și una chiar foarte, foarte mare. Domnul profesor Ștefan Cojucaru spunea că în strategie se încearcă schimbarea puțin a opticii, adică persoanele care sunt angajate, dar nu au suficient, sunt considerate în continuare sărace conform statisticii, urmează să primească în continuare un cumul de, nu, domnul profesor? Da. Un cumul de venituri, inclusiv cel pentru încălzire, și să nu fie excluse de la aceste tipuri. Vi se pare o abordare realistă, cel puțin pentru guvernări care spun că nu prea au bani? Păi, guvernările noastre niciodată nu au bani, dar întotdeauna se găsesc bani pentru diverse lucruri și pentru păturile sărace și cele nevoiașe nu se găsesc. Bani în principiu sunt. Cred că este absolut nevoie, necesară, pentru că asta este una dintre condițiile minime de viață decentă și mai departe. Deci, cred că trebuie să fie ajutate în sectorul energetic, întreținere și mai departe. Acolo unde este nevoie de ajutoare. Mulțumesc foarte mult, Vasile Iernu, pentru intervenția la Vocile Iașului. Continuăm discuția cu profesorul Ștefan Cojucaru, cu Gabriela Grama. După ce luăm o scurtă pauză, revenim în câteva momente la Vocile Iașului. Continuăm emisiunea Vocile Iașului, vorbim despre tema sărăciei în România, dar cu preponderență în regiunea de nord-est a României, împreună cu Gabriela Grama de la World Vision și cu Ștefan Cojucaru de la Fundația Holt. Aș vrea să vă întreb despre situații bulversante pe care le-ați întâlnit atunci când trebuia să implementați proiecte despre care ne-ați vorbit deja, în momentul în care aveați întâlnirile cu familiile respective, în situații situații foarte grele din punct de vedere material și al egalității și ale oportunităților de a ajunge la acolo unde ajungem cu toții, dreptul la serviciu și așa mai departe și la cele bunurile necesare, serviciile sănătate de bază. Care au fost cele mai bulversante situații? Situații, da, sunt într-adevăr multe situații pe care le întâlnim în mediul rural care ilustrează sărăcia în mod faptic. Vorbim despre case care au un singur bec pe care îl mută dintr-o cameră în alta pentru a-și lumina încăperea sau copii care își fac temele la lumina lumânării. Asta e deja foarte cunoscut. Sunt situații de sărăcie, poate chiar drumul plin de noroi pe care trebuie să-l traverseze un copil pentru a aduce apă de la fântână, frigul pe care îl îndură, condițiile precare din gospodărie. Cred că sunt mai mult decât clasice aceste povestiri pe care le-am întâmpinat adeseori în mass media, dar ceea ce cred este că această problemă a sărăciei poate fi adresată numai în măsura în care ea este cuprinsă în abordarea tuturor problemelor care o compun.
Și atunci, dincolo de proiectele noastre de dezvoltare economică, lucrăm cu oamenii din comunitate, dar și cu autoritățile locale, pentru a educa, exact cum ați spus mai devreme, pentru a educa populația să înțeleagă care sunt drepturile lor și cum anume pot depăși situația în care se află. Aici vorbim despre sesiuni de informare pe tema sănătății, vorbim de consiliere psihologică și asistența acordată copiilor aflați în risc de abandon școlar, parteneriatul activ pe care îl avem cu liderii din comunitate pentru a construi cât de cât lucrurile care le sunt necesare pentru un trai mai bun, un cabinet medical școlar sau alte activități care se impun pentru instruirea părinților. Sunt lucruri pe care noi le facem, conștienți fiind de faptul că este un demers anevoios și de lungă durată. Transformările nu se produc peste noapte și în niciun caz, odată cu această statistică, nu ar trebui să ne așteptăm că lucrurile se vor transforma foarte repede. Dar cred că este într-adevăr un pas înainte și cred că dacă se vor lua sistematic aceste probleme spre a fi rezolvate, ele pot avea și șanse de reușită. Cât este dificil, din punctul dumneavoastră de vedere, de a crea locuri de muncă în mediul rural? Cred că, de exemplu, în localitățile rurale în care lucrăm noi, am identificat această logică, adică inclusiv la nivelul autorităților locale, o focalizare, o centrare foarte mult pe ceea ce lipsește comunității, fără a identifica, de fapt, resursele pe care le are o comunitate. Nu poți să te duci cu o investiție de care comunitatea nu are nevoie. Adică să te duci să faci o piscină în nu știu unde. Adică trebuie să mergi la nivelul normalității și să aduci investiții astfel încât să creezi locuri de muncă, dar asta nu poate veni cineva din afară să dicteze acest lucru. Adică, la nivelul autorităților ar trebui să fie foarte mare deschidere în a stimula. Bun, și la nivelul guvernului ar trebui să fie stimulente foarte puternice pentru firme care ajung să lucreze sau să aibă investiții în mediul rural. Gândiți-vă numai ce ar însemna, de exemplu, un program național sau un program în județul Iași, cu hale care să culeagă produsele agricole din gospodării și să le distribuie pe bază de licitații celor care vând în piață. Deci ar fi o formă de contabilizare a recoltei, ar fi o formă de impozitare, de sprijinirea familiilor respective, pentru că n-ar mai trebui să stea în piață ca să vândă produsele sau să le lase să se strice pentru că n-are cuie să le vândă și așa mai departe. Adică soluții particulare pentru fiecare zonă în parte, pentru că Iașul, chiar și Vasluiul, sunt producători agricoli importanți în România. Dar ne trebuie o altă, să spunem, o altă viziune, o resetare. Pentru că chiar în strategie apreciam faptul ăsta că se pune un accent pe economia socială. Deci economia socială are un potențial fantastic de dezvoltare economică în rândul populațiilor vulnerabile. Numai că trebuie foarte bine clarificată. Este există o lege. Chiar e un, dar, este un proiect de lege. Da, iar în strategie este prevăzut acolo ca începând cu acest an să apară legislația complementară. Asta ar fi de mare ajutor. De ce? Pentru că ar exclude așa zisele ateliere protejate și este precizat în strategie care, pentru evitarea fraudei și verificarea acelor ateliere protejate. Pe de altă parte, poți să dezvolți economia socială, dar în module mici, în mai multe zone, pentru că sunt, de exemplu, ateliere protejate cu 30 de, să spunem, angajați, dar care beneficiază de, în fiecare an, de alte proiecte de sute de mii de euro, dar de fapt asta nu înseamnă economie socială. Înseamnă să dezvolți ceva astfel încât acel atelier protejat să ajungă să se susțină. Este educația o soluție pe termen lung? Aveți proiecte care promovează accesul la lectură? Da, completarea mea la cele spuse mai devreme ar fi într-adevăr legată de educație, dar mai ales legată de faptul că iarăși credința mea și
munca Fundației World Vision România demonstrează faptul că dacă vrei să produci schimbarea, poate că cel mai bine ar fi să pornești de la cel mai roditor pământ, și anume inimile copiilor. Până la urmă, copiii sunt o generație nouă, o generație care poate ieși din acest cerc al sărăciei. Dincolo de sectorul nostru de educație, prin care desfășurăm mai multe activități destinate să le stimuleze interesul pentru școală și cultură, avem o componentă foarte importantă de activități care țintesc către vocea și participarea copilului. Credem că orice copil este dator și poate fi o voce, poate lua loc la masa deciziilor din comunitatea de care aparține. Tocmai de aceea, după ce am lucrat deja cu un grup de tineri liceeni care au dovedit că pot reprezenta problemele copiilor din comunitatea lor prin mai multe activități pe care le-au organizat singuri, mergem mai departe și continuăm munca noastră chiar cu elevi de școală generală din clasele 5-8, care se constituie într-un soi de grup de inițiativă. Ei creionează propriile lor inițiative, proiecte și le prezintă în fața autorităților locale. O petiție pentru autobuz școlar este un exemplu de acest gen. Strângerea semnăturilor astfel încât primăria să subvenționeze bani pentru a avea un microbuz școlar care să le înlesnească transportul. Cred că toate aceste probleme legate de sărăcie, într-adevăr, pot fi adresate familiilor, țin de dezvoltare economică și proiecte de securitate alimentară, dar trebuie să vedem dincolo de aceste lucruri, de aceste rezolvări imediate, cum am zice, și să țintim mai departe către transformări durabile care să pornească de la cele mai tinere generații. Cum s-au implicat tinerii în acel proiect cu tinerii care cărți? Cu cărțile... Gențile cu cărțile. Cu gențile, da. De exemplu, avem un grup de tineri din Negrești, Tinerii Negrești se intitulează, este o rețea de 158 de tineri care a pornit de la grupul ART, tineri tot din Negrești, elevi la acel liceu. Ei au demarat propria lor campanie de a realiza poșete pentru a strânge fonduri pentru o familie care trăiește într-o fostă unitate militară. Gestul le aparține în totalitate, dar și-au dat seama că singuri nu pot să ducă atât de departe un demers nobil și atunci au apelat la adulții din comunitate, au apelat la persoanele de la Centrul de Tinere din Negrești și împreună cu aceștia și-au desfășurat campania. Pentru că ei au înțeles că pot avea foarte mult entuziasm și creativitate, dar împreună cu adulții și dacă se vor face auziți și respectați de către aceștia, pot desfășura lucruri frumoase în comunitate. Cum credeți că este discuția aceasta întreagă despre atitudinea față de muncă? În prima parte vorbea și Vasile Ernu despre acel caz de la Botoșani, de exemplu, din comuna Dângeni, unde autoritățile au venit cu această ofertă, locuri de muncă, transport gratuit, un bine salariu de 1000 de lei. Știți cum? Și oamenii nu au fost venitul minim garantat a fost pentru noi, deci pentru România, până acum, modul în care a fost administrat a devalorizat munca. Și vă dau un exemplu. În cazul dumneavoastră cu iepurii sau cu ce ați mai spus? Nu albine, albine și capre. Deci bine că v-ați oprit la animale mici. Că dacă ar avea animale mari, acele familii vulnerabile n-ar mai primi venitul minim garantat. Și atunci, chiar la început, când s-a oferit această formă de sprijin financiar, au existat și cunosc cazuri de oameni care și-au distrus televizorul și-au tăiat calul astfel încât să beneficieze de venitul minim garantat. Și cunosc cazuri de persoane care refuză să muncească, chiar dacă sunt bune și apte de muncă. Asta pentru că persoanele vulnerabile și marginalizate, de fapt, ajung să aibă rețele sociale din ce în ce mai precare. Adică, în afară de mediul proxim, să spunem, familia, nu mai are relații sociale și atunci se izolează. Chiar ieșirea din această, să spunem, stare este foarte dificilă. De aceea e important să se ofere servicii sociale, iar eu militez foarte mult pe servicii sociale care se concentrează pe activități de grup. Sunt mult mai eficiente din punct de vedere al schimbării atitudinii persoanelor. Cum? De exemplu, grupuri de suport. Cum facem noi cursuri de educație parentală? Deci noi avem un program finanțat de UNICEF
prin care oferim cursuri de educație parentală în 176 de școli din România, școli cu cea mai mare rată de abandon școlar și cu populație romă predominant. Într-un an de zile după ce a început să se desfășoare acest program, am constatat că s-a redus cu 70% rata de abandon școlar și absenteismul. Deci e un lucru important. De ce? Pentru că familiile vulnerabile în momentul în care vin la grup, și nu numai familiile vulnerabile, grupurile respective au anumite similitudini. Ele se aseamănă în ceea ce privește cultura, nivelul de educație, venituri și așa mai departe. Iar regulile grupului devin mult mai puternice și mai influente decât orice relații dintre specialist și persoana respectivă. Pentru că între specialist și persoana, să spunem, vulnerabilă, se menține o asimetrie a puterii. Adică persoana aia vine la tine pentru că apreciază că tu ai niște resurse pe care ar trebui să, sau poți să îi le oferi. Informaționale, materiale, financiare și așa mai departe. Ori în cadrul grupului nu se întâmplă acest lucru. Și sunt modificări profunde pe termen lung. Și asta implică și cheltuieli mai reduse. Pentru că, de exemplu, chiar vedeam în raportul acesta că direcțiile pentru protecția copilului au un deficit de 11.000 de asistenți sociali. La nivel național este extraordinar de mult. Uitați, se discută foarte des despre faptul că atragerea investitorilor poate fi făcută prin faptul că aici avem mână de lucru ieftin și așa mai departe. E o dragă discuție, discuții recurente, teme recurente. Vreau să vă întreb, care sunt, e un punct tare pe care îl are zona Moldovei în aceasta? E un punct slab, de fapt? Depinde pe ce parte ne poziționăm, pentru că sunt investitori în Iași care nu au forță de muncă. De ce? Pentru că acea forță de muncă trebuie calificată. Iar eu sper să se dezvolte sistemul acesta de ucenicie, astfel încât cine dorește să devină specialist într-o anumită ramură să poată face practică în firme. Dar la noi încă există o ruptură între educație. Nu e același lucru. Nu e același lucru, dar și voluntariatul face foarte bine celor care îl practică, pentru că îi familiarizează cu domeniul în care vor să se specializeze. Dar pot să vă mai dau un exemplu, că am citit acolo în strategie foarte deseori sintagma identificarea resurselor care pot, adică resurselor financiare care pot dezvolta. Și pot face o sugestie, de exemplu, guvernului. Iar ideea nu mi aparține. De ce? Vorba de modelul spaniol. În Spania, organizația ONCE este organizația cu cel mai mare număr de persoane cu dizabilități angajate din lume. Dar știți ce administrează? Loteria Națională. Deci în momentul în care administrează Loteria Națională, resursele sunt investite apoi în sprijinul persoanelor cu dizabilități la toate chioșcurile unde se vând bilete pentru participare la loterie, sunt persoane cu dizabilități. Orice persoană care solicită ajutor din partea statului, persoană cu dizabilități, autoritățile rezolvă foarte ușor problema. Trebuie să mergi la ONCE, la organizația care se ocupă cu, pentru că au resurse, au practică și modalitatea asta de self-employed, și atunci soluții sunt. Numai că trebuie să ieșim din carapacea aceasta a centralizării, a datelor, totul să fie la nivel centralizat. Trebuie să lăsăm inițiativa individuală, locală, pentru că acolo, la nivel local, sunt oameni foarte inteligenți, dar au nevoie de suport pentru a se dezvolta un anumit sistem. Iar noi, eu încă cred că ajutorul individual, care nu este acompaniat de încurajarea muncii și nu-ți creează un sistem foarte bine consolidat de monitorizare și evaluare, poate genera foarte multe, mai multe rele decât bune. Este și un proverb, dacă vrei să ajuți pe cineva, perfect, nu-i dai neapărat pește, da, îi dai o undiță și îl înveți să pescuiască. Acolo în strategie este trecut, de exemplu, ca punct important, evaluarea și monitorizarea serviciilor. În statele dezvoltate, orice serviciu social finanțat de către stat are o parte din câteva procente din buget special pentru evaluare. Evaluare externă.
astfel încât oameni care nu lucrează în organizația respectivă, fie publică sau privată, să vină și să evalueze serviciile și efectele pe care le au acele servicii asupra beneficiarilor. Gabriela Gramă, de ce în zona noastră este sărăcie mai mare decât în altele? O judecată de valoare, eventual. Pentru că... Da, poate și pentru că pierdem din vedere faptul că România este a șasea țară din Europa care are cea mai întinsă suprafață agricolă și nu suntem conștienți de această oportunitate, iar tinerii noștri, în loc să urmeze o școală cu profil agricol, în loc să fie conștienți de beneficiile pe care le-ar avea din practicarea unei astfel de meserii, se orientează către alte lucruri care până la urmă duc la șomaj sau insucces profesional. Una din direcțiile de advocacy ale Fundației World Vision România ține de acest aspect. Încercăm să educăm populația tânără să se orienteze către o meserie cu profil agricol, de aceea și acest proiect cu donarea iepurilor. Vrem ca odată ce iepurii se vor înmulți în familiile pe care le avem ca beneficiare în proiect, să fie donați mai departe către copii de clasele a 7-a și a 8-a și să fie acești copii învățați despre beneficiile unei meserii în zootehnie, în agricultură, în industria alimentară. Desigur, iarăși tot ceea ce facem noi vine cu un pachet de cursuri și de instruire sistematică pentru ca donațiile noastre să nu fie doar un pește, să avem și undița prin care ei să învețe mai departe cum să-și profeseze această nouă meserie pe care o învață practic de la început până la sfârșit. Și iarăși am observat în derularea proiectului nostru Apicol că poate e cea mai mare realizare pe care am reușit să o surprindem la un moment dat. Dacă primul an de proiect a adus beneficii consistente și au văzut că au 20 de kilograme de miere rezultate din cei 5 stup donați, dar al doilea an, și au spus majoritatea specialiștilor în apicultură, al doilea an nu a fost un an bun pentru apicultură și ei nu au mai avut deloc un câștig. Nu au fost dezamăgiți. Au zis că ei acum sunt apicultori și asta este meseria lor și dacă vor rămâne fără niciun stup, vor ști cum să facă o ladă, cum să facă un stup de albine și să încerce să-l înmulțească mai departe. Am vorbit despre categorii de persoane cu risc. Una dintre ele este persoanele vârstnice și persoanele vârstnice singure, singure în special, da. Expuse unui risc de sărăcie mult mai mare decât, decât alte categorii. 1,2 milioane de persoane cu vârste egale sau mai mari de 65 de ani trăiesc singure și sunt expuse acestui risc. Aici cine trebuie să intervină? Tot statul, tot asistența socială? Deci sunt mai multe categorii de populație, de exemplu persoană vârstnică care nu poate lucra, să spunem. Bună, și aici se împart. Sunt persoane care pot lucra în continuare pe anumite servicii și persoane care nu pot lucra și au nevoie de asistență. Adică când vorbim de sprijin, trebuie să decelăm foarte riguros categorii de populație care pot beneficia, pentru că persoanele care nu sunt apte de muncă, nu pot să le cere acest lucru. Dar ce se întâmplă? Strategia asta vine pe un fond la nivel internațional destul de interesant. Pentru că statul bunăstării este pus sub semnul întrebării. Adică în ce măsură statele, cu politica pe care o au acum, mai pot susține. Da, mai pot susține, pentru că se vede în bugetul fiecărei țări deficitele înregistrate datorită acestor ajutoare, să le numim așa general, sau beneficii. Pentru că dacă vrei să ai beneficii pentru persoanele vulnerabile, trebuie să ai o economie foarte bine dezvoltată. Ori eu am văzut în strategie chiar majorarea tuturor fondurilor pentru sprijinirea populației. Da? Eu nu zic că e bine sau e rău, dar cred că cel mai bine ar fi să gândim cum generăm venituri pentru populație, adică contexte în care fiecare să aibă oportunitatea de a lucra și de a câștiga în plus niște bani. Pentru că chiar mi-aduc aminte din experiența, am avut la un moment dat, am fost prima organizație care am făcut asistență maternală în România și am avut un caz în Iași,
o familie care am cumpărat materiale de construcții și urma să-și mărească casa pentru a reprimi cele două fete plasate în asistență maternală. Era fantastic. Deci nu era în stare să facă absolut nimic. Mi-aduc aminte, de exemplu, de un caz, tot așa o familie de la Scobinț. Exact cum intri în Scobinț, după ce treci de indicator, e o vale. Și acolo se aduna apa, era o casă de chirpici, iar autoritățile locale au hotărât să construiască casa din mai multe considerente, să sprijine familia pe de o parte, că aveau, cred că, 3 copii, iar pe de altă parte era o imagine foarte proastă pentru comunitate când intrai imediat o dărăpânătură. Și eram cu reprezentanții UNICEF și ne-am dus noi să vedem minunea, adică noi ne minunam de deciziile pe care le-au luat cei de la nivel local de a sprijini familia. Și ce credeți că am întâlnit? Acolo doi muncitori lucrau, deci construiau casa din BCA, iar proprietarul era beat, criță și nu lucra la casa lui. Asta e mentalitatea pe care vrem noi să o schimbăm. Iar mentalitatea, dacă vrei să o schimbi, nu o poți schimba numai cu ajutoare sociale și cu sloganuri. Deci pur și simplu trebuie create contexte astfel încât noi să ne schimbăm. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei este în dezbatere publică, poate fi îmbunătățită. Vă mulțumesc foarte mult, am ajuns la finalul discuției. Gabriela Grama, reprezentant al World Vision România, Ștefan Cojocaru, reprezentant Holt România. Mulțumesc pentru această discuție, așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine seară de la ora 19 la Vocile Iașului, de nouă ediție specială, invitat primarul Ion Nichita, primarul municipiului Iași. Seara liniștită!